Crucea Roșie din România a aniversat 138 de ani de istorie și activitate umanitară. Sărbătoarea a fost și în Bacău. Voluntarii au oferit asistență medicală gratuită, iar la finalul evenimentului a avut loc cel mai important moment al zilei. Voluntarii au realizat o cruce roșie umană pentru a marca semnificația zilei de 4 iulie. De-a lungul istoriei sale, Crucea Roșie s-a dovedit a fi un important simbol al speranței și alinării pentru cei aflați în nevoie. Sărbătorim 138 de ani de la înființarea Crucii Roșii României, practic 138 de ani de umanitate, în care predecesorii și noi cei actuali ne-am străduit în permanență să fim alături de cei aflați în suferință, indiferent că a fost război, foamete sau situații critice și deosebite. De 138 de ani, Crucea Roșie Română a efectuat o continuă misiune misianică, aș putea spune, la un moment dat, în alinarea suferinței, indiferent de motivul pentru care a fost ea produsă, că a fost vorba de războaie, că a fost vorba de calamități naturale, că a fost vorba de condiții socioeconomice precare. În România s-a înființat pentru prima dată Crucea Roșie, care își dorea să, în primul rând, să ajute oamenii care sunt în dezastre, în primul rând războaiele, și de aici s-a dezvoltat pe mai multe etape, în general pe partea socială, pentru a ajuta familiile, bătrânii, copiii în nevoie, să ajutăm oamenii care sunt loviți de cataclisme atunci când natura se dezlănțuie. Evenimentul a fost marcat în Bacău de echipa Crucii Roșii Bacău prin activități speciale desfășurate în Piața Tricolorului, demonstrații de prim ajutor, determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, jocuri pentru copii, distribuție de pliante informative. Un moment important al zilei a fost cel în care voluntarii au realizat la inițiativa lor o cruce roșie umană pentru a marca semnificația zilei de 4 iulie. La 4 iulie 1876, la Spitalul Colțea din București se năștea Crucea Roșie Română prin semnătura unor importanți oameni ai vremii, urmând ca pentru aproape 25 de ani prințul Ghica să fie președinte al Crucii Roșii Române. Esența acestei organizații constă în activitatea necondiționată a voluntarilor care își pun în sprijinul și în suportul ei absolut tot ce au ei la îndemână, fie că e vorba de timp liber, cunoștințe sau mijloace materiale pentru a alina suferința semenilor noștri. Am vrut să marcăm acești 138 de ani de existență, practic prin oferirea unor servicii pe care noi le punem la dispoziție gratuit, periodic, și am vrut din nou să ieșim în evidență cu ceea ce putem noi face în condiții foarte bune. Iar finalul acțiunii noastre va fi marcat de constituirea din trupurile voluntarilor a unei cruci roșii pe care, într-un fel, să simbolizeze comuniunea dintre om, suflet și ceea ce dorește să realizeze mai bun în orice situație.